Oamenii știu că trebuie să se ferească de soarele canicular, însă uită de cele mai multe ori că și acasă sunt nevoiți să ia măsuri speciale de protecție. Nu, sunt destul de periculoasă. Cum am și tensiune, vă dați seama că ieri m-am trezit cu 8 și mă duc la medicamente. Da, ce să faci? Asta e problema. Sunt, sigur. Dacă nu te aperi, nu te păzești, sunt periculoase, mai ales pentru noi. Cum vă protejați? Uite, merg dimineața pe la umbră, port pălării, mănânc mâncăruri ușoare și ce să facem? Asta e. Ambulanța are stare de alertă pentru codul galben de caniculă și este gata să intervină la orice apel. În prima zi de caniculă, solicitările au depășit cu mult media unei zile obișnuite. În ultimele 24 de ore, la Serviciul Județean de Ambulanță Vaslui s-au primit 144 de solicitări, asta reprezentând o creștere față de ziua precedentă cu 11,1%. Am avut două cazuri de lipotimie, este vorba de pacienți cărora li s-a făcut rău pe stradă și de asemenea ca și patologia a predominat afecțiunile cardiace în stradă. Pentru un mediu răcoros și în casă, specialiștii vă recomandă să folosiți cât mai puțin aparatura electronică, să protejați ferestrele de razele directe ale soarelui folosind materiale răcoroase, dar mai ales, dacă sunteți bolnavi, să luați la timp tratamentul și să vă hidratați corespunzător.